duminică, începând cu ora 21:30, stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu găzduiește partida dintre Astra Giurgiu și Dinamo București. Va fi o partidă extrem de disputată, având în vedere că în ultimele întâlniri dintre Astra și Dinamo, avantajul este de partea bucureștenilor. Va fi și un meci al orgolilor, chiar dacă Dinamo este pe locul 8 în clasament și a avut parte de un parcurs slab în acest sezon. Și fiindcă vorbim de un derby al Ligii I, organizatorii vor ca tribunele stadionului giurgiuvean să fie pline de suporteri. Deja biletele pentru meciul de duminică au fost puse în vânzare la cele 3 puncte din oraș, în cartierul Tineretului, în piața centrală și la casieria dinspre strada Unirii. Iubitorii de fotbal trebuie să achite 20 de lei pentru un bilet în tribuna a doua, sectoarele 1-8, 35 de lei pentru tribuna a doua, sectoarele AH sau 50 de lei pentru un bilet la tribuna 1. Mai nou, suporterii pot beneficia și de abonamente. Acestea se eliberează în baza unui act de identitate, doar în incinta stadionului Marin Anastasovici, de luni până vineri, între orele 10-18 și în weekend, între orele 10-14. Un abonament la lojă costă 1.500 de lei, în care este inclusă parcarea în incinta complexului sportiv și serviciul de catering. Pentru tribuna a doua, sectorul 1-8, prețul unui abonament este de 100 de lei. Pentru tribuna a doua, sectorul AH, 160 de lei, iar pentru tribuna 1, abonamentul are un preț de 200 de lei, în care este inclusă și parcarea în exteriorul complexului sportiv.